Șapte aeronave F-18 Hornet ale forțelor aeriene finlandeze au aterizat luni la baza 57 aeriană Mihail Kogălnicianu, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. În următoarele două luni, aparatele de zbor militare vor participa la misiuni sub comanda NATO. Detașamentul finlandez, constituit din circa 80 de militari, însemnând piloți și personal tehnico-ingineresc și aeronavele F-18 Hornet, va executa împreună cu militari ai forțelor aeriene române și militari ai forțelor aeriene regale ale Marii Britanii misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO pe parcursul celor două luni. Misiunile de poliție aeriană au rol de apărare și asigurare a integrității spațiului aerian al României și contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între toate forțele aliate participante la misiune, se arată în comunicatul transmis de MAPN.